pe mine, pe sugă. Teoretic sunt eu mai... Trebuie un pic mai spre mine. Tu. Eu? Da. Salut, salut, că sunt de live. Trebuie să vedem și la televizor dacă este. Ia, mai pare că suntem în viitor, o să intrăm. La ora... La ora... Păi, ți-am zis. Unde? Gata! Intrăm cu el, direct? Da. Asta? Da, da. Pe așa să anuntem și oamenii, să vedem cum se ce fără. Dar de ce nu pot face? Nu știu. Se așteaptă bun de evitat cu tia. Televizor merge. Salută și pe scări până face și lui ce reglaje. Da. Ne auzim, ne vedem, suntem în echipă de trei astăzi, pe mine cum mă cunoașteți de mult, Marius, Luci și mai mult și noul nostru care... colaborator pe grup, Ionuț Oprăr. El spune și undeva după unde despre tine, ce știi ceva. Și pe unde dai. Ceva să știe lumea. Să știe lumea, să te cunoască. Da, exact. De pescuiesc, de pescuit nu pescuiesc de foarte, foarte mult timp, undeva la 10 ani, mai 12 probabil, ceva de genul ăsta. Am început, bineînțeles, pe gârlă, pe lacuri. Nu neapărat lacuri amenajate, lacuri în general, mergeam la pește pur și simplu. Acum pescuiesc în general lacuri cu reținere, dar și lacurile catch and release. Ce îți place mai mult? Catch and release sau cu reținere? Unde este, cum să zic eu, aderarea mai mare? La catch and release sau la... E o întrebare grea, dar cu un răspuns relativ care vine repede, catch and release. Mulți pescari spun că bărțile catch and release este mai mult pește, e mai ușor de prins, te duci și dai în avariu. Este adevărat sau nu chestia asta? Nu, nu, ai fi surprins. Bazinele astea, carpodroamele, ne place să spunem, da? Sunt foarte mofturoase. Deja sunt atât de des pescuite, sunt organizate atât de multe concursuri în decursul a unui sezon, încât peștele la început să-și facă selecție de bile, de exemplu. Da? Deci dacă am întâlnit zone în care dacă nu puneai bila aia, dumbbell-ul ăla de care trebuia, care trebuia exact, care era el obișnuit, rar primeai o trăsătură. Adică nu neapărat dacă te duci pe un carpodrom, vii cu, adică nu că vii cu, nu pești cu el la costă, dar nu înseamnă că neapărat prezi o grămadă de pește. Exact, mitul ăsta este și la cei cu bărcuțe. Pe mulți aud, am plantat și n-am prins nimic. Nu înseamnă că dacă plantezi, gata, ești cel mai bun pescar. Înseamnă că ai rupeștele din baltă. Adică s-a întâmplat să planteze și unul încă să nu planteze și cel care nu plantează prinde mai mult. E perioada asta e cea mai bună de dat, exemplu. Mulți vin în continuare chiar și acum, chiar și lunile anterioare, când încă era foarte frig și plantau. Și nu prindeau. Noi care aruncăm lansa, da, fără să ducem o cantitate mare de dată, prindeam. De ce? Pentru că peștele nu se hrănește. E simplu. E perioada rece, încă apa e foarte rece. E normal adică să nu... Recomandarea ta către ei este ca perioada rece să nu planteze. E... Exact. E greșit plantatul. Corect. Pește. Nu neapărat că e greșit, dar nu plantăm cantități industriale. Cu multă... Pentru că și dacă duci cu bărcuța, e suficient momitorul. Momitorul pus pe bărcuță, bine, mai pune o mână de pelete în plus, ca să simte. Un pic de nadă, dar nu multe, nu multe, nu e bine. Două cu bărcuța acolo unde vrei tu să o duci, că poate nu vrei să lansezi sau poate nu poți să ajungi într-un punct anume, da? Două cu bărcuța, dar nu plec cu pelele. Am văzut, cred că acum două săptămâni, ceva de genul ăsta, un filmuleț pe YouTube, era tot așa cineva live, ambele cuve pline cu porumb. Da. Imaginează că peștele acum, dar abia a început el să se miște, da? Că se duce să mănânce. Vezi, dacă a găsit două cuve de alea de porumb, a luat două, trei cuve de alea, nu mai are interesul să-și caute, să-și găsească și papaneama ta, știi? Oaptă tău sau ce-i tăi. El și-a luat cât a avut nevoie și a și plecat. Deci nu, în perioada asta eu personal nu sunt adeptul unei nădiri abundente, o nădire grea. E suficient un monitor. E un săculeț rubil pus lângă târlig, dar e mai mult decât suficient, nu trebuie să ducem cantități mari de nadă. Pe o secundă că noi se vede, se aude, dar nu ne-a spus nimeni. Avem... bună seara, uite, Marius Grigore, Marius, se aude? Scrie tot, să vedem dacă se aude. Salut!
Dar voi îți dai seama de seara de super atunci. Bun, ne-am cunoscut și cu Ionuț. Ce știu, o să până când Luci și mai face niște reglaje, o să vă spun cu ceva chestii tehnice despre... Detalii tehnice despre trage la sol. Să avem un tabel, o să vă spun atunci, cât sunt 1500 ceva de înscriși, nu poți câștiga mai mult de un voucher. Deci chiar dacă ai, nu știu să zic, 50 de înscrieri, nu poți câștiga mai mult de voucher. În momentul când ai câștigat, selectezi de câte ori te-ai înscris și le ștergi pe toate. Da? Deci ai câștigat un voucher, nu mai ai posibilitatea de a câștiga două. Mi se pare normal că lucrul ăsta... ca să profite cât mai mulți pescari de aceste vouchere. Să aibă cât mai mulți pescari șansa de a câștiga o partidă gratuită de pescuit oferită de partenerii noștri. După... Da, uite, mare dumnezeu, am mai câștigat. Foarte bine. Și vei câștiga seara, să înțelegi. Așa. Despre prezentarea bărților, las pe Luci să vă spună câteva cuvinte și în momentul când ajungem la tragerea la sorți o să mai spunem și câteva cuvinte despre fiecare baltă. Da, vouchere, așa cum știți toți dintre dumneavoastră, este primul concurs din acest an. Avem 62 de vouchere. Sunt vouchere oferite de foarte multe bălți, în jur de... cred că în total sunt 30 de bălți, 29-30 de bălți, pentru că avem și două magazine partenere. Un lucru nou, da, mai ales că nu sunt magazine din domeniul de pescuit. Okay. Vouchere vor fi vouchere de 12 ore, vouchere de 24 de ore, în funcție de discuția care am purtat-o și de ceea ce a putut să ne ofere fiecare administrație de baltă. Sunt bălții, multe dintre ele le știți, a fost și anul trecut, sunt bălții foarte cunoscute și apreciate de dumneavoastră. De cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt apreciate, dar în același timp sunt și bălții noi și chiar foarte noi. Sunt bălți care până la această dată grupul nostru nu s-a discutat despre ele. O să ajungem în dreptul la fiecare sau cel puțin la noutățile care sunt în acest an și o să discutăm despre ele, câteva informații cât de cât tehnice, ceea ce știm și noi. Încă nu le-am pescuit pe toate, da? Ne dorim să mergem la cât mai multe partide de pescuit, dar să avem timpul necesar. Încă e început de sezon, sfârșit de, mă rog, început de lună aprilie, nu e păcăleală, deci tragerea la sorți nu e păcăleală, da? Așa că, legat tot chestie tehnică legat de vouchere, ele vor avea valabilitate 2 luni de zile de la data emiterii. Vom contacta, după ce terminăm extragerea ele, lista de câștigători se va publica în cursul zilei de mâine, în jurul orei 12. Între 12 și 4 sau ceva de genul ăsta. Că fapt avem utile. Da, ok, dacă reușești, faci în seara asta, dacă nu mâine. Și câștigătorii vor fi contactați de către mine în privat și li se vor transmite voucherele în format electronic. Deci, cum spuneam, voucherele au valabilitate 2 luni cu data emiterii. Pe ele vor fi trecute numele și prenumele dumneavoastră, o serie și un număr vor avea fiecare voucher. Vor fi personalizate pentru fiecare baltă în parte. Voucherele, noutățile de anul ăsta, o parte le știți, sunt de anul trecut, nu sunt transmisibile, dar nici nu se vor putea aduna. Cine câștigă voucherul, îl folosește sau renunță la el. Da. Oricum nu va fi transmisibil. Nu îl mai dăm, pentru că au fost cazuri și anul trecut și acum 2 ani în care pescari care au câștigat voucherele nu au fost corecți și au încercat diverse chestii. Anul acesta, cine câștigă voucherul, se duce, pescuiește cu el, cine nu, sănătate și asta este. Ce ar mai fi de reținut din toată treaba asta? Eu stau lângă Bungetul și merge. Ok, da, Bungetul în continuare este o baltă deosebită, dar ajungem la fiecare și mai discutăm. Salutare, Valentin Tilică, Marian Gagiu. Cu respect, domnul Marian Gagiu este unul dintre abonații canalului nostru, dar este și unul dintre persoanele care, și mulțumesc pe această cale,
care este abonat plătitor al canalului nostru. Mulțumim mult, Marian. Jilava, Silvan, salut Marius, salut Lucian, salut Silviu. Cine mai avem pe aici? Să trăiască domnul Florin, Balta Fundului a doi este alături de noi, întotdeauna, da? GBRXX, salutare domnilor, felicitări, mulțumim, salutare. Marian Neniciu, salutare băieți. Cât suntem ca să începem să ne apucăm puțin tel de treabă, așa să încingem puțin spre. Doar 18 suntem. Încercați și voi o distribuire dacă puteți. Ai distribuit pe Facebook? Am distribuit pe Facebook la noi, pe canal. Dacă vreți să distribuiți și voi un link cu postarea asta. Ok. Las întâi pe Marius să vă prezinte lista de participanți și toate voucherele, să facă o trecere în revistă, ca să zic așa. Pe noi, ca de obicei, fă-ne mici, că mari suntem doar pe baltă, la pescuit, aici suntem micuți. Rolul principal... mare care oricum deja e mare. Bun, nu vreau ca să fac... Da, fost setările necesare, în așa fel încât să se vadă cum trebuie. Avem în listă, un moment, 1592 de înscriși. 1500, vezi că nu se vede foarte bine în partea de jos. Colonelul, nu știu, mai sus, mai jos, mai... Da, ia să vedem. Ok. Da, pe este din cauza rezoluției. Dacă mai mult dată se va vede până la sfârșit. Da, uite, acum se vede până la sfârșit. Bun. Random. Iată, facem și până la să vadă. Ok. Deci, tragerea la sorți, bănuiesc că unul dintre dumneavoastră știu, tragerea la sorți se face cu ajutorul programului Random. Vor fi generate numere. Fiecare... Mulțumim mult, doamna Carina, mulțumim mult de tot. Cei mai buni așa este, cei mai buni, cei mai norocoși. De data asta aici e vorba de noroc. Și bineînțeles e și vorba de muncă, că au fost foarte mulți care s-au înscris de mai multe ori și au mai multe șanse de a câștiga un voucher. Ați participat și să fie și pentru cei mai buni? Doamna, nu știm, poate. Dar nu avem, poate în listă. N-am verificat lista. Corect. Marius a apucat de a verifica lista. Ok, fiecare persoană care s-a înscris în dreptul lui are un număr de ordine, da? Da, de la 1 la 1592. Ok, și în momentul în care scoți, rămâne gol în locul, respectiv. Pe deci nu se decalează, da? Okay. În momentul în care se va face extragerea, numărul din partea stângă va fi afișat, îl căutăm în listă, îi oferim voucherul, dar îl scoatem din lista de participanți pentru a nu câștiga, face de mai multe ori extragere și să încurcăm, să dureze foarte, foarte mult extragerea. Ok, haideți să începem să facem extragerea. Deci avem 1592 pe random, da? Ok. Prima baltă participantă la acest este balta cea mai votată de pe grupul nostru, balta plină mobilița, care oferă două voucher de 24 de ore. Balta plină mobilița, o baltă... Primul voucher merge la... Care o avem partenere 1086. Încă de 2... avem partenere încă de 2 ani de zile. Bună, Alina Condruț, sărut mâinile. 1000 cât? 1086. De ce mai zic? Încă nu s-a făcut coloană, pe supăr. Cât se simt coloană? Da, imediat. Coloană, cât se simt, da? Un moment, rămâne 1086. Ai făcut-o și n-ai salvat-o? Mm-hmm. Ok. Deci numărul de ordine este ceea ce este în căsuța, în coloana A. Ceea ce este alături în stânga este numărul generat de Excel. Deci se ia în calcul cel de pe coloana A. Numărul de pe coloana A. Imediat în stânga numele. Da.
Gata? Da. Deci, primul a câștigat, Alina Conduț. Pe bune? Da. Deci nu, nu e posibil. Doamna Alina Conduț, vă penalizăm, vă dăm afară din grup. Ne pare, ne scuze rău, de fiecare dată câștigați. Nu se poate. Pe valta plină Movilița a câștigat doamna. Glumeam, doamna Alina, deci nu ne luați în considerare. Felicitări, doamnă. Ați câștigat o partidă de 24 de ore. Constând pe balta plină Movilița, este o partidă cu reținere. Următorul voucher de 24 de ore oferit de către balta plină Movilița, cea mai votată baltă din grupul nostru. Cea mai iubită și cea mai discutată. Cea mai iubită și cea mai culită, nu? Da, da, da. Deci este... Al doilea voucher merge la... Numărul? 1135. Trebuie să pun mai sus, cum se vede. Adun în primele rânduri. Așa, Leonard Leostato Iosif. Ok, felicitări domnul Leonard Leostato Iosif. Ați câștigat o partidă de 24 de ore pe balta plină Movilița. Cu drag, doamna Alina Condruț, cu drag, felicitări, doamnă. Anul ăsta mai merge și pe altă baltă, nu? Acum 2 ani de zile a fost pe Cătunești, anul trecut pe Sinești 1, anul ăsta vă cătă pe Sinești, acum vă... Cum? Da, asta da. Și acum o trimitem pe doamnă pe balta plină Movilița. Dacă e ca și mine, o să rămân acolo. Nu? Următorul voucher merge la... Următoarele două vouchere sunt oferite de către Balta Balbir. Balta Balbir este o fostă balastieră. Este o baltă foarte cochetă pe drum spre Pitești. Cel care a vizitat-o și a pescuit-o este Marius. Dă-ne câteva amănunte despre Balta Balbir. Este o baltă... Anul trecut ai fost, de atunci tot au încercat oamenii și au făcut... Este o balastieră, da. Este foarte adâncă, la mal cred că are 15-20 de metri deja. Deci atât de adâncă. Când a dat cu feeder-ul la 10 metri de mal, firul era fix în jos, se ducea direct. Așa? Da. Pe malul celălalt unde am pescuit eu în curbă, pe malul celălalt era undeva la 3 metri în care trebuia să arunci și să prinzi acolo că era apa mai mică. Da. Din câte știu eu, când a fost data trecută, se planta, uh-huh. Nu mai știu acum dacă se plantează, are foarte mult crapoglindă, eu da. Nu mai știu, am prins 7-8 bucăți, dar numai crapoglindă. Da. Patronul este mai mult decât ok, administratul este mai mult decât ok, primește... E proprietar acolo la respectiva amenajare. Știu că vreau să facă căsuțe și nu știu dacă au făcut, dar au zis că vrea să facă căsuțe. În orice caz aveau WC-uri cu duș, WC-uri frumoase, amenajare. E o coadă pe care o recomand, am prins, mi-a plăcut. Din păcate am stat de 12 ore. Anul ăsta trebuie să te duci neapărat pe acolo să mai stai în patru șor. Te duci cu următorul câștigător sau cu următorii doi câștigători, cărora administrația Bălcii Balbir le oferă câte un voucher constând în partidă de 12 ore cu reținere. Primul câștigător al unui voucher este numărul 1004. Și este și avem la 1004. Trebuie să mai repede așa. Okay. 1004 Costin Istrate. Costin, nu? Costin Istrate. Felicitări, Costin. Da, Costin Istrate. Felicitări domnul Costin Istrate. Aveți un voucher constând în partidă de 12 ore pe Balta Balbir. A doua persoană ca o statistică. Da. Costin Istrate s-a înscris o singură dată. Super tare. O dată și a câștigat, ce să mai. Da. Ok. Adică când ești norocos, ești cum o dată. Corect. Ok. Următorul voucher oferit de Balbir, de către administrația Bălții Balbir, 630. Ajunge la domnul sau doamna sau domnișoara. 639 Marius Ghionea. Marius Ghionea. Felicitări domnul Marius Ghionea și dumneavoastră aveți un voucher care constă într-o partidă de pescuit de 12 ore pe Balta Balbir. Balta Magdara, următoarea administrație care
E ok? Da, da. Pot să continui, da? Următoarea administrație care ne oferă două vouchere este Balta Matara 2. Fiecare voucher constă într-o partidă de 12 ore cu reținere. Matara 2 am tot văzut zilele astea, au băgat de câteva săptămâni, tot bagă săptămâna pește și au început peștii să iasă mai rău ca la un concurs cu sacii și cu juvernicele tip tunel. Păi au băgat cantități destul de mari. Pentru că n-am mers peștele, exact. Și tot peștele a fost pus în mișcare, da, de ce de a băgat. Și e absolut normal să... Și acum deja... Da. Ok, primul voucher oferit de la Matara 2 de către domnul administrator 1406. 1406, care este 1400. Mulțumim pentru inimioare. Nu știu cine ne dă, dar ne dă inimioare acolo. 406, Marius Ioniță. Felicitări, domnul Marius Ioniță. Ați câștigat o partidă constând o partidă de 12 ore cu reținere pe Balta Matara 2. Următorul voucher. Chiar ieri am vorbit cu domnul administrator de la Matara 2 și îmi spuneau că deja temperaturile au crescut și peștii au început să răspundă foarte bine și avem foarte mult pește, că tot s-a populat. În ianuarie tot au băgat, săptămână de săptămână au băgat pește, acum a început să răspundă și chiar am văzut pescari care scoteau sac în care avea 30-40 de kilograme. Nu am înțeles, am văzut și niște comentarii pe grup în care spune pescari care spun că au fost și n-au avut niciun țac și s-au plimbat pe baltă și n-au văzut pe nimeni, că au prins. Oamenii au intrat în live, nu puteți să acuzați de niște chestii doar așa, gratuit. Dar astea sunt răutăți. Oamenii au făcut live-uri cu respectivele cântării. Bun, următoarea pe Matara 2. Următorul voucher. 1486. Nu mai suntem, suntem doar 28 de persoane. Incredibil. Cum să fim doar 28 de persoane pe live? Viorel Stanciu. Felicitări, domnul Viorel Stanciu. Aveți un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe Balta Matara 2. Da, suntem foarte puțini. Nu, trebuie să distribuiți. Nu avem distribuiri. Doar 5 like-uri. 28 de persoane se uită. Imposibil așa ceva. Câte grupuri de Facebook oferă lunar vouchere în valoare de peste 7.000 de lei? Lunar, 7.000 de lei. Nici cele mai mari magazine de specialitate nu oferă premii lunare în valoare de 7.000. Nici de Aldi Brico. Este? Da. Bun. Da. Următoarea baltă, Boteni 1, care oferă două vouchere de 10 ore. Da. Boteni 1... tot e de aici, nu? De bază. Da. Da. De Boteni 1 acum nu sunt, nu o să mai fie cu reținere. Nu știu care e, 2. A, 2. Boteni 1, da. Boteni 1 este de la Simetrie. Da, da, da. De la Cristi. Mulțumim mult, domnul Cristi, ne oferă două vouchere constând în partidă de 12 ore cu reținere. Primul se duce la primul voucher 95. Și așa cum îi place domnului Cristi. 95 am mai câștigat. Ok. 341. Cum spune domnul Cristi, nu este o baltă, este la cu Boteni 1. Așa este, domnul Cristi, felicitări pentru ceea ce faceți acolo, populația piscicolă destul de și... Marinela Niță, o doamnă. Aveți o doamnă în vizită la balta dumneavoastră pentru 12 ore. Doamna vine să pescuiască și sigur va prinde și ceva, să dați de lucru și acasă, o prăjeală, un crab la cuptor, cu siguranță va reuși să prindă doamna. Salut, Dan! Salut! Mulțumesc mult de tot, Marian Gagiu! Mersi, mersi mult de tot pentru distribuire! Drăguț din partea ta! Mai departe, okay. Tot la Boteni 1. Tot la lacul Boteni 1. Următorul voucher merge către... 390. E aproape 390. La Toni Pescaru. E, Toni Pescaru. Știi cine e Toni Pescaru, nu?
Las că și îl întâlnim la concurs. E unul dintre pescari, unul dintre pescarii noștri cei mai vechi pe grup. Vine în Pomen unde organizăm concursuri, devine cu unchiul, mă. Tony Pescari e unchiul, Tony Pescari e unchiul și celălalt e Valentin. Ei sunt, au fost, mă rog, te aduce aminte de ei. Da, da. Da. Bun. Felicitări, Tony Pescaru, ați câștigat un voucher constând într-o partidă de pescuit de 12 ore cu reținere pe lacul Botenium. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere de 12 ore este Batalul 1 Afumați. Urmată, bineînțeles, de Batalul 2 Afumați, tot cu două vouchere constând în partide de pescuit de 12 ore cu reținere. Chiar am fost în vizită ieri pe cele două bălți. Super faine, multă lume, au fost și standuri, am avut câțiva cunoscuți. Nu am îndrăznit să abordez pe toată lumea, dar am avut câțiva cunoscuți pe Batala Fumați 1 și am vorbit cu dumnealor și erau din patru standuri, unul a luat pescarea prins 4 pești, unul 2 pești, unul niciunul și apoi pleacă adormea. Nu știi cum e în postă. Da. Prima parte la Batal? După aia am văzut filmări că na, s-a prins, adică n-a fost. Da. Dacă nici pe Batalul 1 și 2 nu se prinde, fiecare săptămână populează și Batalul 1 și Batalul 2. Dacă nici acolo băga și Sturion la un moment dat, super tare din punctul meu de vedere. Hai să vedem, Marius, la Batalul 1. Batalul 1 pe cine trimitem la pescuit 12 ore? 876. Nu? Alexandra Tilică. Băi, Alexandra Tilică este soția lui Valentin. Deci vă duceți și pe la Botem, vă duceți și pe la Batala Fumați 1. Felicitări, doamnă. Doamna Alexandra Tilică, aveți un voucher constituit într-o partidă de pescuit de 12 ore pe reținere pe Batala 1 Fumați. Al doilea voucher merge către 1490 spre la 1000 1409. Era pe aici Valentin Tilică, da, unde ești? Iulian Cazac. Iulian Cazac. Felicitări domnului Iulian Cazac, tot un membru de pe grup foarte activ. Îl observ de ceva. Valentin Tilică, gata, iar o iau la pescuit cu mine. Hai, văzut Valentin. Felicitări, foarte bine. Acum n-are nici scăpare, că e cu un voucher mare, da. Fiecare cu voucherul. Vei, nu, fiecare cu voucherul, dar s-ar putea să-mi tăia doamna pe tine, adică să duce doamna acasă. Să stai acasă. Bun. Uiți, mă, dosar, mă, duc ceva. Următoarea Batalul 2 Afumați, primul voucher la Batalul 2 Afumați, merge la 1446. 1446. Tănase Victor. Tănase Victor. Uite, și cred că avem iar o singură înscriere. Spune eu cine e Tănase Victor. Mai da, o singură înscriere. O singură înscriere. Deschide, te rog, frumos pagina lui Tănase Victor. Da, o singură dată. Da. Cred că știu despre cine este vorba. Felicitări, domnul Tănase Victor, aveți un voucher constând într-o partidă de 12 ore pe Batalul 1 Afumați, da? Acum, Batal de la Batalul 2 Afumați, au aceeași administrație. Batalul 2. Batalul 2 Afumați. Ah, de la Batalul 2. Ok. Al doilea voucher de la Batalul 2, Batalurile au aceeași administrație, super fain, niște oameni super drăguți și... Al doilea voucher merge la 215. 215. Ionuț Ștefan Șindeli. Domnul Ștefan Șindeli, un bun amic, prieten, client al meu, super tare omul. Ionuț, ești pe Batal 2 Afumați? Am scris de două ori. Foarte bine, de două ori te-ai scris, odată ai câștigat. Și Iulian Cazac, Iulian Cazac parcă tot așa era, da? Și el la fel. Felicitări, Iulian Cazac, felicitări, Ionuț Șindeli. Ai voucher partidă pescuit de pe Batal 2 Afumați de 12 ore cu reținere. Următoarea administrație care ne oferă
ne oferă două vouchere, două vouchere care sunt de 12 ore cu cash and release. E o baltă foarte faină, se investește destul de mult acolo, au condiții, deja pot spune, din ce știu eu, de la Valii, pentru că este în zona lor, zona Piteștiului. Da? E o baltă care tot a investit și au creat acolo niște condiții foarte, foarte faine. Recomandăm cel puțin intrați pe pagina dumnealor de Facebook și vedeți ceea ce au acolo. Noi, din partea dumnealor, am primit două vouchere care constau în partide de 12 ore cash and release și le oferim pescarilor prin intermediul acestui concurs. Primul voucher merge către 770. Spre la. Eu vorbesc mult, dacă vorbesc și prost, e nașpa. Deci, nu. E bine că seara o să avem un singur răzbușit. Da. 770, domnul Marian Nenciu. Felicitări, domnul Marian Nenciu, aveți un voucher care constă într-o partidă de 12 ore pe balta și următorul câștigător. Următorul merge la 916. Am mai câștigat odată. Ok. 908, mi se pare că tot. Da, da, uite la ce. Da. Următorul, 598. 598. Și l-am mai câștigat odată. 1351. 1351. Ionuț Popa. Ok. Felicitări, domnul Ionuț Popa, ați câștigat un voucher constând într-o partidă gratuită de 12 ore, cash and release, pe lacul Șic. Bun. Ok. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere constând în partide gratuite cu reținere, două vouchere, 24 de ore, este fundul la doi Florin. Mulțumim mult, Nea Florin, pentru vouchere. Ești, ai fost unul dintre partenerii noștri cei mai vechi. A început hulit, după care iubit și acum e și hulit și iubit și apreciat. Dar e balta plină. Și are noroc să meargă doamnele pe balta. Da, da, da. Și de obicei are noroc ca doamnele să meargă acolo. Mai faci un TikTok, o melodie, o chestie, oricum. Știe ce are de făcut, bagă pește în baltă, pleacă oamenii mulțumiți de acolo. Primul voucher. Și ai o etichetă asta cu 117. Cât? 117. 117. Nu am mai tot. Dorin. Da, îl știm încă de anul trecut, îl știi pe domnul Dorin. Felicitări, domnul Dorin. Aveți o partidă gratuită de 24 de ore pe balta Fundulea 2 Florin. Bun. Deci nu ieșiți. De ce? Acum aveam 29 de persoane, acum am 28. Ai câștigat voucher, ai plecat. Nu e corect, domnule. Stați aici. Îi luăm voucher. Următorul la... Da, la Fundulea, la Florin. 330. Mamă, mai avem multe, mă. Avem destule. Mamă, nu ne mai suturăm de dat, mă. Ce să zici, Alexandra Cristina? Doamna Alexandra Cristina, partidă de pescuit, vă lua soțul, copilul, cățelul, pisică sau ce mai aveți, la Florin, la Fundulea 2, partidă 24 de ore de pescuit cu reținere. Lansete, molinete și tot ce mai trebuie acolo. Poftim? Reușeați obligatoriu? Nu știu. Cățel, pisică. Da. S-am scris de două ori și am câștigat doar. Felicitări, doamnă. Felicitări. Următoarea, Florinul, următoarea baltă este balta la Sultan, ne oferă două vouchere constând în partide de pescuit cu reținere de 12 ore. Mulțumim, doamna Anca Sultan, pentru vouchere și domnei, o avem parteneră cu grupul nostru de 2 ani de zile. Anul trecut am organizat și un concurs de pescuit și anul ăsta cred că o să organizăm acolo cu papiotenii. Din ce am văzut, au început în forță cu populări săptămânale, deja au dat drumul de două săptămâni la baltă și acum o săptămână și săptămâna trecută au populat cu crap foarte frumos. Sfârșitul de an 2023 au băgat 2 tone și jumătate de caras în baltă.
Și deja se văd rezultate. Cum poate deja răspunde, da. Da. Am văzut că multe... de mulți cu rezultate. În curând mergem și noi să o abordăm. Săptămâna viitoare. Balta, să facem o partidă măcar de 24 de ore. Mai facem un filmuleț la oameni și le arătăm că bag-urile sunt, la, sunt forță, nu? Bag-uri și monitoare. Mai mult bag-uri că după aia monitoare. După aia monitoare. Ok. Mulțumim mult de tot, domnul Anca Sultan. Marius, primul câștigător. Primul câștigător merge la 583. 583, care înseamnă că am mai câștigat o dată. Așa, da. Următorul, 79. 79. Marian Pârlea. Felicitări, domnul Marian Pârlea, ați câștigat un voucher care constă într-o partidă de pescuit de 12 ore cu reținere pe Balta Sultan. Eu nu beau, eu beau fără alcool, eu sunt șofer, pilot, copilot, capitan de vas. Sunt convins că o să mă ardă chestia asta. Da, 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 șampere. Da, tot. Bun. Tu ce vrei, mă, bolul să-ți fără alcool, îmi pare rău. Bun, următorul voucher la Balta la Sultan, okay. Merge la... Următorul voucher. Deci primul voucher merge la domnul Marian. Marian. Și al doilea, 145. 145. 145. Am mai câștigat o dată, din păcate, sau din fericire. Nu, din păcate, din fericire. 173. 173. Da, dă-mi fan. 173, Robert Rapi. Cine? Robert Rapi. Ok, domnul Robert Rapi, felicitări. Aha. Nu, 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 dă-mi așa. Sărmâna, mulțumesc mult. Sărmâna. E, vedeți, eu beau fan. Păi rău de tine. Să treci mare. Hai, noroc. Noroc, am. Noroc, cu noroc. Mi-a explicat foarte mult. Ok. Scuze. Ne cerem scuze. Mai faceți și noi glumițe. Na, deschidem puțin atmosfera și dați în continuare distribuire. Mamă, dar nu se mai uită nimeni. Deci doar inimioare. Dați-mă, ce faceți, mă? Dați-mi un distribuit cât cuprinde. 32 de persoane să uită. Puțin, frate. Nu, nu se poate așa ceva. Următoarea administrație care ne oferă două voucere constând în partidă de 12 ore de pescuit cu reținere este și Mirilița 2. Recent am făcut împreună cu prietenul și colegul meu Ionuț Oproiu, am făcut anul ăsta de fapt două partide. Una în ianuarie. Era în ianuarie, 5 ianuarie, nu? Sau 4-5. Doi demenți și... Păi care nu, stai puțin. Vorbește decent, că mai erau încă doi după mine. Alt doi după. Adică și domnul Marius cu încă unul pe care nu... Adică ce vrei să spună, poate și ne vezi atât, este poate unde anul trecut am luat cupa. Pentru cel mai mare pește-a prins, da. Deci tu atunci tot cu beguri dădeai. O să consider că e cupa noastră. Da. Ăsta e cu bucată. Prima partidă am avut-o atunci pe 5, am prins, nu știu, vreo 4 sau 5 cam așa, 4 sau 5 ciortani. Ciortani. E prins pe zonă. Știu că atunci i-a dat într-un loc, eu i-am căutat mai multe locuri, tu ai dat și eu i-am găsit destul de... Și-am dat pe standul 1. M-ai dat pe 1 și eu dădeam pe 2 și furam un pic din unul al tău. Așa. Da, se pune. După care am făcut acum 2 săptămâni, nu? Sau 3 săptămâni. Da. 27-28. Partid de 24 de ore. Dacă sunt așa, se mai exact, da. E ușor de identificat. Acolo am rămas peste noapte, fiindcă rămânând la 24 de ore. Bine, e relevant, am dormit bine. Am dormit bine ca ploadă... Bine, n-am dormit, că la 2 dimineața... Băi, prins pește și te-a filmat, nu? Asta... Nu, eu am prins exemplarul de studion. Da, cel mai mare pește, da, eu am fost în selecție. El a fost, nu e bine. Macro tot de diprin, nu? Da. Nu, macro, cui a fost? Nu, am prins amândoi și chiar am prins bine. Imaginează-ți că noaptea n-am pescuit decât că a venit o trăsătură și un pește, da, așa, amețit pe la două noaptea.
În rest n-a pescuit deloc și atunci am cu greu am ieșit afară să scop pește. Băi, a plouat torențial. Deci am ajuns. Și ne-am ajuns pe la 4:30, nu 4:30, 15. Da, până ne-am hotărât să instalăm că ploua. Hai să punem, așa hai s-a făcut cam 7 ceasuri. A plouat, mă rog, pescuit pe ploaie. Pardon, imaginează-ți că deși n-am pescuit toată noaptea și prima zi am pescuit cam 3 ore, 3-4 ore, hai să spunem, da? La sfârșit, când s-a tras liniște, n-am stat până seara, adică undeva la ora 2, așa, maxim. Undeva pe la unul ne-am apucat de strâns. Pe la unul ne-am apucat de strâns, așa. Am filmat noi ultimul cântar, mă rog. Corect. Da, mă rog, exact. Ne uitam ca de obicei că avem 25 de kg de pește. 25 de kg de pește. Am zis, mama, la plus vreo 20 kg de caras. Bine, da, cu sigară. Pentru o partidă care noaptea mi-a pescuit și a plouat, e mai mult decât ok. Oricum au făcut acolo o treabă minunată. Eu am fost acum 2 ani de zile pe baltă și inițial am zis că nu mai mă duc. Am zis că nu mai mă duc. Nu mi-a plăcut. Ei, anul trecut am fost, mi-a plăcut, iar acum când am fost și am stat și la căsuță, au pus și pietriș pe drum, nu te mai umpli de noroi, da? Da. Un lucru important. Da, da, da. Căsuțele destul de confortabile și mai ales curate. Rar pe bălți găsim căsuțe curate. Bă, și aplecătoarea aia din față a făcut toți banii. Deci stai frumos. Vorbim și pentru voi. De ce nu? Da. Nu te interesează? Eu cred că e destul de interesant. Bere, stai și nu te plouă, îți faci mușmondele și nu te plouă și nu trebuie să stai închis în... Ok, extrage voucherele. Prima și în deviță a doi. Mulțumim mult, Florin, pentru contribuție și alăturare ca membru. Mulțumim mult de tot. Primii pescari veseli. Primii pescari veseli? Da, așa se numește. Ok, pescari veseli. Felicitări, ai câștigat un voucher costând o partidă de pescuit de 12 ore pe Balta și Grilița. Am ajuns la voucherele, de-abia acum dăm 20 de vouchere, întreba cineva. Deci mai avem de dat până la 62. Al doilea voucher la Șindelița, 783. Nu fi, n-am ce să-ți fac, nu trebuie să te superi, trebuie să ai puțină răbdare. A mai fost odată. Asta este. Următorul 517. 517. Da. Oferim și partea lui, cum se zice. Felicitări, domnul Vasile Ștefan, ați câștigat un voucher costând într-o partidă gratuită pe Balta și Șindrilița 2. Domnul Smofi, este partea lui, nu știu cât e... cunoaște dumneavoastră că fac ceea ce facem noi, iar ceea ce facem noi acum, mult noroc, Smofi, sănătate. Ceea ce facem acum e și o formă de respect față de partenerii noștri. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere costând partide gratuite de 24 de ore cash and release este Chițalei. Un mic amănunt legat de aceste vouchere, au valabilitate de 2 luni de zile, dar au valabilitatea de duminică după amiaza până luni seara. Este o baltă unde e un lac până la urmă, dar unde se organizează foarte multe competiții de pescuit și sunt și câteva zile, una sau două zile în care toaletează, da, curățenie, baltă. Așa că voucherele de la Chița Lake vor fi valabile de duminică după amiaza până luni seara. Bun. Primul voucher merge. Primul merge la 1274. Smofi, spune-mi, te rog să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să devii un membru plătitor, că totuși ai un interes Doru Popescu cu noi. Și ești alături de noi, văd că. Mulțumim, Chița Lake. Primul câștigător este domnul Doru Popescu. Un voucher costând în partidă de 24 de ore. Cash and release. Da, e o baltă care are densitate mare de... Densitate mare de pește. Pește mare, da. Medie, am pescuit-o și știu ce are domnul Marica, e de nota 20. Exact. O să fie ce trebuie acolo. Al doilea voucher. Al doilea voucher merge la 193. Deja nu mai spunem baltă, deja spunem lac, spunem Poison și atât. Poison.
Ok, nu contează. Băi, Zen, îl identificăm, asta nu e o problemă. Boyzone și atât, felicitări Boyzone și atât, ai câștigat un voucher costând într-o partidă gratuită 24 de ore de duminică după amiază până luni seara pe balta Kita Lake, îmi cer scuze. Ar fi bine câteva zile înainte să, și sunt chiar dacă e duminică spre luni, pentru rezervare e destul de căutată balta. Da. Bun, următoarea administrație care ne oferă două vouchere considerând partidul de 12 ore cu reținere este Balta Nouă Buturgeni. Chiar astăzi am postat un filmuleț făcut săptămâna trecută, o partidă de pescuit, am făcut-o cu Ionuț, de miercuri după prânz până joi la prânz. Noaptea am dormit, dar am avut și rezultate. Am prins vreo 6 pești frumoși, 3 scăpări, cel mai mare a avut vreo 4 kg, 700, 4 kg pe acolo, da? Până în 5 kg. Până în 5 kg, o baltă faină, toți sălbatici, s-a populat balta, dar mai multe anunte despre balta Nouă Buturgeni, vedeți că am atașat un video chiar astăzi, găsiți acolo informații legate de baltă, cum ajunge, imagini, trebuie. Despre nadă, despre locul unde am provocat răsăturile. Da. Primul voucher de 12 ore, 1267, merge către 1267, nu, o doamnă Daniela Stănescu. Ok, felicitări doamna Daniela Stănescu, ați câștigat un voucher costând într-o partidă de 12 ore cu reținere pe Balta Nouă Buturgeni. Cel al doilea voucher merge către... Nu mă grăbi că greșesc și noi. Bun. Uh-huh. Al doilea voucher merge la 1141. Urmă să fără de țigări. Doagă Alexandru. Felicitări domnul Doagă Alexandru. Ați câștigat și dumneavoastră un voucher constând într-o partidă pescuit de 12 ore cu reținere pe Balta Nouă Buturgeni. Următoarea administrație este și următoarea baltă care ne oferă vouchere de 12 ore cu reținere, este Insula Cracului. Este o locație foarte interesantă, foarte aproape de Pitești. Este o locație nouă pentru noi. Valiu Valentino a fost pe această baltă. Sunt acolo 3 bălți micuțe. E baltă amenajată pentru pescuit la vargă. E baltă unde se pescuiește mai la răpitor și la spinning, da, și e baltă unde poți pescui la feeder și cu lansete de crab, dar mă rog, nu are distanța foarte mare, dar densitatea foarte mare de pește. Vom încerca în asta să o abordăm și noi într-o partidă de pescuit. Până una alta s-a alăturat proiectului nostru, mulțumim mult administrației Insula Crapilor, ne oferă două vouchere, primul voucher 12 ore cu reținere merge la 1463. Am mai câștigat o dată. 218. Ciochină Cătălin Ștefan. Ok, domnul Ciochină, felicitări. Aveți un voucher constând într-o partidă de 12 ore cu reținere pe Balta Insula Crapilor. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, o să mă sufrum de țigare. Te opric. Mai spun de următorul, că deja ați spus oamenii cu mine că vorbesc mult. O fumezi pe urmă. Următorul la Insula Cracului. Următorul voucher este? 305. Care înseamnă? Chris Lu. Chris Lu. Felicitări domnul sau doamna Crislu, ați câștigat o partidă gratuită de 12 ore pe Balta Insula Crapilor. Ok. Următoarea baltă, următoarea administrație care ne oferă un voucher de 24 de ore cu reținere este Balta la Firăl. Este la fel, este o baltă nouă pentru noi. Am descoperit-o anul trecut, colegul nostru Valiu Valentino a descoperit-o. O baltă foarte interesantă, pe lângă faptul că are și căsuțe unde vă puteți caza, au și restaurant, au și piscină, deci au cam toate facilitățile necesare pentru o mică ieșire chiar în familie. Da, o piscină destul de mare, lacul e la fel populat săptămânal.
Iar în lac, la fiecare populare se bagă crapul cu inelul de aur. Există de fiecare dată și filmat, publicat, se agață un inel de aur pe coamă, la un crap și e eliberat în baltă. Cel care prinde crapul ia și inelul. Și acolo merge? Primul și singurul voucher de la balta la filet. La firel merge la 858. Am mai fost o dată. Da. 1122. Nu am mai fost, și adică Ionuț Silvia. Felicitări, doamnă, vă las soțul, copiii, dacă aveți, și la firel veți avea parte de weekend, jumătate de weekend. Super fai pe balta la firel. Următoarea baltă. Eu iau o pauză, scăpați de mine. Următoarea baltă este balta Mică Poiești. Uște toată lumea, este o baltă care se populează foarte des, de câte știu eu. Nu au nicio limită la reținere, de anotat din câte am văzut exact, adică se poate reține oricât. Taxa dacă muncim undeva la 50 de lei. 50 sau de lei, nu știu. Da. Atunci... merită mers în special la undiță, dar și la lansetă, este baltă mică, la feeder cel mai bine. Feeder și undiță. Feeder și undiță. Acolo cu 2 ani de zile am organizat un concurs cu papa copiilor, la undiță, și chiar toată lumea a fost super mulțumită, mai ales copii. Da. Ideal a fost primul care merge, prins, exact, 689, mai știu că poate reușește. Ioan Vicențu Cristian. Felicitări. S-a scris de 2 ori, m-am zis, nu neapărat să scris de multe ori ca să fie 5. Ok? Și al doilea voucher la balta Mică Poiești, merge 151. Cred că am mai fost 151. 151. Da. Nu, e 151. Exact. Costin Răzvan Chivu. Ce? Bun, merge pe balta Mică Cojești. Despre ce ore, nu? Da. Scuze, când pleacă... Lucian se face liniște. Lucian se face liniște la noi. Da. Bun, următoarea administrație... Milotina 1, 2 și 3. O știe toată lumea. Milotina 1 este kitchen release. Milotina 2 este preținere. Milotina 3 este balta aceea semisărbatică. Preținere, nu? Tot preținere este. Dar nu prea are manager, dar nu știu că este o parte foarte frumoasă acolo. Acum, e... cui place mai pe sălbatic? Exact, cui place mai pe sălbatic acolo. Exact, da. O baltă frumoasă. Primele două vouchere merge pe la Milotina 1. Balta de kitchen release. Balta de kitchen release, dar secunde când am plecat și asta, merge la 1087. Dar cu liniște, nu? 1087, stați că ne luci. Așa, am mai câștigat o dată. 1366 și el a mai fost. 640 am mai fost. Nu vreți să mergeți acolo, 315. Lucian Ionescu, felicitări domnule Ionescu, mergeți la Milotina 1, Banda Chicerelis. Baltă destul de frumoasă, mai ales că au și exemplare destul de mari de crap. Crap, nu, nu. Pahare. Da. Nu se plantează, adică pe știu, deci dacă mergeți cu plantatul nu e... Da, nu e bine, oricum, deci luați de Milotina 1. Da. Nu se plantează, e un singur stand unde două se plantează. Sau? Două, dar numai cu... Aprobarea urobistă e destul de clar. Dar să știi că și asta face parte din funcția pescuitului meu, să nu plante. Tu știi da. Că eu sunt împotriva plantatului. Bun, al doilea voucher la Milotina 1 merge la 1250. Să trăiască domnul 150. Focă! Salutare! Cu respect să trăiești! 1250, Corin Meme. Nicolae Niță,
Da, mă rog. Deci, și al doilea voucher merge la Corin Meme. Felicitări, domnul Corin Meme. Ați câștigat un voucher de 24 de ore. Că deși pe Milotina. Era liniștea din el. Bun. Da, s-a făcut de gălăgei, nu? Milotina 2. Milotina 2 și la fel și eu băgam tone bune de pește anul ăsta de ciortan de cap. Și carasă, e foarte faină balta, e o baltă care noi o punem în categoria bălților semisălbatice, dar cu maluri îngrijite. Tunsă, grupuri sanitare, spații foarte largi de pescuit. Super tare, Milotina 2. Un standard pescuit, pescuit sigur, da. două persoane, doi pescari fără să primul voucher oferit de către administrația bălții Milotina sau, mă rog, bălților Milotina 1-3, Rudy Hoffman, mulțumim mult de tot, Rudy, pentru implicare și pentru susținere. 496, Florin MVF. Felicitări, Florin MVF, cred că îl și știu pe domnul. Felicitări, domnul Florin MVF, ați câștigat un voucher costând într-o partidă de pescuit de 24 de ore, preținut pe Milotina 2. Și s-a înscris o singură dată la acest concurs. Felicitări! Este al treilea. Marian Neciu îmi scrie în privat, am câștigat un voucher pe la Cușică. Da, Cușică. Foarte, foarte bine, Marian. Felicitări! Acela este. Așa. Milotina 2, al doilea voucher. Al doilea voucher de pe la Milotina. 153. 153. Laurențiu Matache. Felicitări, domnul Laurențiu Matache. Ați câștigat un voucher de 24 de ore pescuit cu reținere și de la tot o singură dată s-a scris. Felicitări, domnule. Bravo. Noroc. Și a treia plată de la Milotina. Din complexul Bisicol Milotina, Milotina 3. Tot două vouchere, tot 24 de ore, tot cu reținere. 3, o baltă 3, 8. Faină pentru feeder. Vă recomand acea baltă. Avem destul de mult undițari. Nu? Sau undițari, da, bineînțeles. Chiar avem. Cineva care a mai câștigat am trecut, Mihai Luca, putem că mi-aduc aminte. Da? Da, sigur. Da, și felicitări, domnul Mihai Luca, ați câștigat un voucher costând în partidă de pescuit de 24 de ore cu reținere pe Milotina 3. Și s-a înscris de mai multe ori. Da, de mai multe. A fost mai hărnicuț, a zis, trebuie să câștig. Am mers la sigur. Da? Și al doilea voucher la... Tot de la numărul 137, la numărul 137, 800. Da. Pă bune, Iulian Tilică? Iulian Tilică? Da. Acum a câștigat deci toată familia. Și Iulian Tilică, și doamna Alexandra, și Toni Pescaru, deci și unchiul, și... Deci familia Tilică aveți un mega... Și s-a scris o dată. Băi, și... Super norocoși. Bravo lor! Felicitări familiei Tilică. A câștigat pe Milotina 3 voucher de 24 de ore cu reținere. Bun. Următoarea baltă. E fratele lui. Valentin Tilică îmi scrie, e fratele meu. Ai fratele lui? Bravo! Toată familia. Bravo vouă. Felicitări. Următoarea administrație care ne oferă vouchere este Balta Lilieci. Sau, cum știu, marea majoritate a pescarilor, Galberul! Galberul de Lilieci. Așa, Galberul de Lilieci. O baltă faină și aia în care oamenii bagă pește, fac datoria, au curățat-o. E plină weekend de ușuri și au și căsuțe. Tu ai pescuit-o anul trecut. Este da, am pescuit anul trecut. Ai pescuit pe ea. De la anul, Tomina... Investește suflet și timp. I-am venit pe ceilalți pescari că am prins la boilers de 20. Da, nu credea nimeni. Au venit să vadă. Pe bune că s-a nivelat să filmeze. Au filmat și au filmat și boilers. Da. Și n-am venit. Da, și eu un boilers. Dar la câteva pescari de boilers. Nu știu dacă au prins sau nu. De la MG Car. Cu siguranță boilersurile de la MG. Primul voucher, 12 ore cu reținere pe Lilieci, merge către, spre, la... 68. Mă, tot domne, mergeau și anul trecut pe la Lilieci, aveau noroc. Bungetul avea norocul ăsta. Bungetul avea, Bungetul. Numai domne erau pe acolo pe la Bunget. 68, Mihai Iulian Niță. Na, Mihai, au, focă.
Focă, felicitări domnul Focă, Florin MVF, felicitări domnilor, domnului, tu, Focă, ai câștigat, Focă, te duci la Lilieci. Asta este, felicitări Focă. Bravo, super tare, uite, cine și s-a scris odată? Este? Da, odată. Băi, Focă, chiar ai noroc. Ai eticheta pe cine trebuie să. Da, bravo ție, Focă. Trebuie să pun în paranteză să nu confundăm. Un băiat deosebit, muncitor, de fiecare dată când facem competiții, ne ajută, e glumesc. Este ce trebuie. E de viață. Nostru. Da, e de viață. Da, așa. Hai că aștept o Focă aici, ca să știe lume. Să știe lume că e Focă. Da. Ok. O să-l înregistrez să vedeți de ce i-am zis o Focă. Okay. Fii atent că trebuia să-ți dau coniacul. Ai câștigat, dai tu coniacul. Am la concurs. Da, a rămas că dau un coniac la Focă, da, dar eu că câștigă. Da, ok. Bun. Așa. Următorul voucher. La Livieci. Merge către 159. A fost? A fost 159. N-a fost. Mihai Condeanu. Da, îl știm și pe domnul Condeanu. Felicitări domnului Mihai Condeanu. Și noastră ați câștigat un voucher cozând într-o partidă de pescuit de 12 ore cu reținere pe balta Lilieci, la Galbenul. Galben, felicitări! S-a scris de câteva ori. Una, două, trei, patru, de cinci ori. De patru ori, nu? De patru ori. Ok. Bravo, uite, noroc. Bun. Următoarea administrație, Drăgoi Sat. Da, aici avem două bălți, balta Drăgoi Sat și balta Drăgoi și posta BGS, au aceeași administrație. Mulțumim mult, Gianni, pentru implicare, ajutor și faptul că ne oferi luna de lună timp de 2 ani de zile, da? Cred că este al treilea an care ne oferă vouchere. Și Drăgoi Sat și Drăgoi și Drăgoi, da, și fosta BGS. Am două bărțile, sunt populate săptămânal. Au avut săptămânii sfârșitul martie sau sfârșitul februarie, ceva acolo, în care au băgat foarte mult pește. În două săptămâni au făcut câte două populări pe săptămână. Super tare. Mie unul mi-a plăcut ce fac oamenii acolo. Na. Întotdeauna am zis că în lista asta de parteneri sunt oameni și bărți de calitate, din punctul meu de vedere și cu siguranță și al colegilor. Iar proiectul promovăm calitatea, nu cantitatea. Și de acolo încolo în jos, puse toate celelalte bolți, se lipesc, se unesc, formează un întreg. Mai departe, balta Drăgoi Sat, două bolțile, 12 ore cu reținere, primul se perge la 135. Am mai câștigat. Am mai câștigat. Da. Ok, mai departe. 237. 237. Vilicătă, felicitări domnul Vilicătă, ați câștigat un voucher de 12 ore constând într-o partidă partidă pescuit cu reținere. Bun. Cel al doilea voucher pe balta Drăgoi Sat este 618. Să fie foarte repede din București. Da, în Drăgoi. Florian Flo. Felicitări domnul Florin Flo, o partidă gratuită de 12 ore cu reținere pe balta Drăgoi Sat. Am dat de două ori. Un like, un share, se poate la acest live? Drăgoiești fost abicies, aceeași administrație ca pe Drăgoi Sat, două vouchere, 12 ore cu reținere, primul voucher merge către 1501. Cristina Bojan. Cristina Bojan, felicitări doamna Cristina Bojan. Și participă la concursul de pescuit familia Bojan, că sunt soție și băiat. Felicitări doamna Cristina. Aveți o partidă de 12 ore cu reținere pe Drăgoi și posta BGS. Este doamna care a câștigat la Cătrunești 3, nu, 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 nu
La fundul, la fundul ăla, la bata la fumați, mă. La bata la fumați a fost. Bun. Și următorul? Okay. Și următorul de la Dragoș a fost Abiges. 841. 841. Cum să zice mai bine? 841 am mai câștigat odată. Am mai câștigat? 414. Pochezi domnul Tudorache Marian. Nu, scuze, 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 414, scuze. Adriana Fieraro, 414. Asta secundă că au intrat într-o tehnică oamenii ăștia doi. Ne bate tehnologia. Ne bate tehnologia. Deci la... Ok. Gata, ai terminat cu Dragoș și Ostabiges? La Dragoș și Ostabiges, doamna Adriana Fieraru. Ok. Felicitări, doamna Fieraru. Un voucher costând în partidă pescuit de 12 ore cu reținere pe balta Dragoș și Ostabiges. Asta este primul sau al doilea? A fost al doilea. Ok. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere costând în partidă de cu reținere de 12 ore este administrația Bălcii Chiroiu 2. La fel este o baltă faină, face parte din salba de Chiroiu 1, 2, 3, 4 și apoi urmează Movilița sau nu mai știu ce e, nu? Da, urmează da. E pe același e pe aceeași linie, da. Salba de la curea acolo. Și la fel, la Chiroiu 2 s-a băgat pește, foarte mult pește și am văzut, ieri am văzut o filmă sau astăzi. Sturion, dacă nu așa o găsit. Nu, pe 3 a băgat pe Sturion, dar pe 2 au băgat foarte mult crap a băgat și pe 2 și, pe 2 și am văzut niște filmări de acolo cu mult pește. Au costat nu doar de ei. Nu, pescarii, de la pescare am văzut. Da. Bă, ok, primul voucher de la Chiroiu 2 merge. 229. Dan, imediat. David îți spune că a luat 1400 de pești. 1200. Nu, am luat, am corectat. Ai corectat, da? Ok, David. Prima dată a fost la 414, la 1414 și pe urmă am trecut la 414. Am înțeles, Paul. Okay. Paul. Domnul Paul, felicitări, aveți un voucher pentru o partidă gratuită cu reținere de 12 ore pe balta Chiroiu 2. Ușor cu berea. Eu beau Fanta și am băut bere fără alcool. Colegii mei, apă minerală. Apă minerală de la sticlele alea verzi. Da, returnabile. Extra carbocazoase. Mulțumim Silviu pentru atenție. Dă-o secundă că am și Paul Pădure. Lasă-l, nu șterg. Lasă-l, nu șterg. 229. Lasă-l mai bine. Lasă și dacă mai găsesc o dată. Nu, dați-ne minte, e vorba de Paul 229. Șterg de cât aici. Urcă un pic mai sus să-l vedem și noi în live. Păi s-a văzut. A, da? Așa a zis, 1441, s-a putea să rată, era? 1414, imediat, o să-l vedem aici. Uitați-l, aici există încă 1414, Tudor Eche Maria. Nu a fost văzut aici, era un moment dat. Da, ok, bine, mai departe. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere, constând în partide de pescuit de 12 ore cu reținere, este Balta Sineștiu. La fel și acolo săptămâna. Nu, mai avem la Chiroiu. Mai avem unul, dragi și la Chiroiu. 1136. 1100, după care vorbesc puțin eu despre Sineștiu, spun eu, ca să mă înjure lumea cu cuprinde. George, FCSB. Foarte bine. Dă-i două. Da? Scuze, George, felicitări, George, FCSB, forță. Te duci pe Chiroiu 2, partidă pe scuit 12 ore, dar nu, te duci după ce câștigă în campionat. Mai durează puțin. Știi că nu poate să pună imun deja. Omul vrea să ducă anul ăsta, mă. Anul ăsta, mă, băiatule, două luni nu mai durează campionatul, mă. Omul vrea să ducă anul ăsta, stai cu minte, că nu. Felicitări, George FCSB pentru voucherul câștigat, următoarea administrație. Forța Dinam. Da. Câinii roșii. Nu are nicio treabă. Sineștiu 1 ne oferă la fel. Administrația Bălții ne oferă două vouchere, 12 ore cu reținere. O baltă care săptămânal se populează. Au băgat și crap, au băgat multe exemplare faine în baltă. Ok.
Mulțumim mult administrației pentru cele două vouchere. Primul voucher de 12 ore cu reținere merge către domnul doamna. E baca de suflet al familiei Condruț. Anul ăsta și anul trecut au fost foarte mult acolo. Anul ăsta am văzut că domnul Condruț chiar a prins Adaleu. Cine? Adaleu. Nu mai fost câștigător la noi. Da? Ok. Ada? Adaleu. Ok. Felicitări doamna sau domnul, nu știu. Felicitări Adaleu, ați câștigat un voucher constant într-o partidă de pescuit pe Sineștiunul cu reținere de 12 ore. Cel de-al doilea voucher merge către spre 26. 26. Hai mă, că mai tragi și din aproape așa mai. Dobrin Ionela. Felicitări doamna Dobrin Mirela, la Sineștiunul, pescuială cât cuprinde. Luați informații de la Alina Condruț, dumneavoastră pe Sineștiunul, specialista noastră. Marian Gagiu, gata, te dăm afară, te blocăm și hai din nou. Afară. Așa, foarte bine, foarte bine. Da. Cum îți spun un fal numai de pe aici? Cum îți spun un fal? Ai un voucher în plus. Bun, 24, bun. Tony. Baby Mara. 24. Baby Mara Toys and More. Este un prieten al nostru, al grupului, care ne oferă, începând din acest an, lucruri făcute manual, homemade, da? Ceasuri lucrate în lemn, logo-uri, cam orice, cam tot ce se poate. Da, imaginație, omul a făcut inclusiv mărțișoare, au făcut niște chestii foarte deosebite, foarte faine. Chitezi, e super mișto. Da, le găsiți produsele dumnealor, am fixat noi o postare sus, puteți accesa pagina lor de Facebook. Foarte faine, nu ne-a plăcut foarte mult, i-am alăturat chiar acestui parteneriat. Și mai mici prețurile sunt foarte mici, chiar dacă se vine pentru oricine. Da, exact. Și ne oferă două vouchere de 100 de ron fiecare voucher. Primul voucher de 100 de ron de la Baby Mara Toys and More merge către 1072. Acum trebuie să fie o doamnă, nu să ai. De ce? De ce? Ție nu-ți trebuie un ceas în formă de știucă? Popa Marius Alexandru, da. Popa Marius Alexandru. Felicitări domnul Popa Marius Alexandru, ați câștigat un voucher în valoare de 100 de ron de la Baby Mara Toys and More. Cel de-al doilea voucher. Mulțumim mult, Alex, pentru implicare și pentru ajutor. Este mare lucru pentru noi. 322. Trebuie să fie și o doamnă, nu? Știu că ai niște lucruri deosebite care le faci. 322. Bravo, Elena Cristina. Este. Da. Felicitări doamna Elena Cristina, ați câștigat un voucher de în valoare de 100 de ron, cu care vă puteți achiziționa de la Baby More Toys and More, da? Unul dintre obiectele homemade lucrate de dumneavoastră, ceasuri lucrate lemn și nu numai. Următoarea baltă care ne găsit. Următoarea baltă, administrație care ne oferă două vouchere, 24 de ore pescuit cash and release, este una dintre bărțile care la fel le-am abordat împreună cu Ionuț. La fel, avem două. Nu, tu ai trei. Eu am trei sau patru. Vorbeam, da? Eu am trei, da? Da, trei partide pe anul ăsta. Două dintre ele cu tine. Și una cu... Reușite toate. Toate, da, toate. Populație pisciculă mare, au băgat oamenii, deci cu o suprafață de vreo hectare jumate, parcă are balta. Da, vârful meu a fost de 12 kg, dacă nu mă înșel. Dar foarte mulți pești, între 5 și 8 kg. Deci foarte. La ultima partidă, aduți aminte, atât cu tine, deci, când nu am fost cu tine, da. Efectiv, nu reușeam să țin lansetele bolotul. Da, la un dat. Plecau, de avem și pe filmare, da. Dacă nu mă înșel. Pe canalul nostru. Exact, plecau una după alta, una după alta. Dublu drill, la ultima au avut chiar și triplu. Da. Acum îi spun balta de concurs, așa îi spun, organizează de competiție acolo, să avem și noi o competiție organizată pe Hagi Iștumu. Au băgat anul ăsta, pe lângă populația pisciculă care o aveau, au băgat în jur de 14-16 tone, ceva de genul ăsta de crap. Au mai venit acum de curând ultima populare cu pești mari. Da. Între 4 kg au fost primele populări și după care au ținut-o de la 10 în sus, până la 17 kg, foarte mulți pești.
au amenajat malurile, au amenajat standuri, au renumerotat standurile, da. Și pe partea cealaltă, și pe partea cealaltă, și pe partea, au mărit oarecum, spre exemplu, standul 20 acum este 17. Da, e 17. Este 17, da. Deci, din punctul meu de vedere, o baltă care o recomandăm cu mare, mare drag. Felicitări administrației pentru ceea ce fac acolo. Primul voucher de la Hagești 1, de 24 de ore, suntem cash in list, mergem. 69. Paul NPD, felicitări, felicitări domnul Paul. 1439. Da, Marius, femeile sunt la putere. Sunt mai consecvente, s-au înscris la concursul ăsta sau te puteai înscrie, înscrie de mai multe ori. Doamnele au avut mai multe, mai multe răbdare și s-au înscris de mai multe ori. 1476 a câștigat. Deja începe să scuțieze. 1442, pe da. 1442 a câștigat. 1376 a câștigat. 1259. Mai avem 14 vouchere de dat. Asta se lasă greu. Se lasă greu. Adieșu 94. E frunte. 590. Super tare, balta. Balta frumoasă. A câștigat și 594. Fiți atenți că ne chinim acum să dăm vouch. O să merite așteptare. Da, corect. A câștigat și 1000. O să așteptăm mai mult, mai puțin după pește decât așteptăm pe străinii de vouch. Marian Gagiu, sunt cu Dinamo de peste 35 de ani. A câștigat și 1397. Domnul Marian, nu pare nespus de rău, dar... Avem un loc la Steaua, dacă vreți să veniți, vă luăm. Burdușel George. Nicușor George. Burdușel. Burdușel. Da. Domnul Burdușel George, felicitări, ați câștigat un voucher constant o partidă de pescuit gratuită, cash and release de 24 de ore pe Balta Hagi și turnul. Viteză, nu poți să vorbesc mai repede, că n-am cum să termin mai repede. Mai repede, dar mai repede. Al doilea voucher merge la... Cel al doilea voucher de la Hagi și turnul. 803. A câștigat, normal. 621. Alexandru Mihalache. Felicitări, domnul Alexandru Mihalache, ați câștigat o partidă de 24 de ore pe Balta Hagești 1 în sistem pescuit, în sistem de cash and release. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere constând în partidă de 12 ore cu reținere Hagești 2. O știți foarte bine, în fiecare zi se fac life-uri de acolo, pește mult. La fel, populări săptămânale, și Cătruneștiul 3, sunt toate trei, una după alta, acolo se fac săptămânal populări, se bagă pește, știu că merge. Și Hagieștiul 2 și Hagieștiul 1 nu se mai pune problema deja, cu densitate foarte, foarte mare de pește. Cătruneștiul 3, la fel, se mișcă foarte bine. Te rog. Da, te rog. Deci primul voucher către Hagiești, de la Hagiești 2. Merge de... 430. Dragoș Găgean. Cine? Domnul Dragoș Găgean. Ok, felicitări domnul Dragoș Găgeanu, ați câștigat o partidă de 12 ore cu reținere pe Balta Hagiești 2. Deci pe această baltă se reține. Al doilea voucher merge la 1067. 1067. 1067 Dan Mafiotu. Da, felicitări. Felicitări Dan Mafiotu și dumneavoastră ați câștigat un voucher de 12 ore pescuit cu reținere pe Balta Hagiești 2. Următoarea baltă este Cătruneș 3, la fel populări săptămânale, baltă mare. Sunt zone care merg foarte bine, zone care merg mai bine după ce se încălzește afară. Recomandăm și Cătrunești 3, nu mai știu dacă se plantează sau nu,
dar mă rog, nu contează foarte mult. Oricum, taxa de pescuit acolo e destul de mică. Se poate reține, pește are umbră, liniște, da, curățenie, pește. Și la fel, bagă săptămâna când bagă în Hagieș 2, bagă și în Cătunești 3 și o baltă foarte mare. Recomandăm primul voucher, balta și primul voucher 12 ore pe Cătunești 3 și merge. Dincă Gigi Marian. Felicitări, domnul Dincă Gigi Marian. O partidă de pescuit de 12 ore cu reținere pe balta Cătunești 3. Am scris o dată. Bun? Ok. Al doilea voucher la Cătunești 3 merge la 348. 348. Marius Enache. Felicitări, domnul Marius Enache. Ajungeți pe Cătunești 3, partidă 12 ore cu reținere. Totodată s-a scris și domnul. Deci știi că am observat că mai multe sunt la cei care s-au scris o singură dată. Bă, e vorba de șansa noroc omului, nu. Ok. Dar, bun, următoarea baltă. Următoarea baltă este balta Boten 2, două vouchere de 12 ore cu cheșere list. Deci nu cu reținere, au făcut o... Boten 2 cu cheșere list? Da, da, au făcut o baltă de pescuit la feeder, cheșere list, populării masive. Super tare, fac o treabă foarte bună acolo. Colților mobili, tot mici. Da, 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 aceleași administrație. Administrație, exact, se ocupă. Primul voucher de 12 ore. 1439. Am mai câștigat o dată. 587. Am mai câștigat odată. Mai avem 8 vouchere de oferit. 1550. Bun. Bogdan Doru. Felicitări, domnul Bogdan Doru. Ați câștigat un voucher constând într-o partidă de pescuit de 12 ore cash and release pe Balta Boten 2. Cel al doilea câștigător. Imediat. Al doilea merge la 483. Gagiu Marian Pepsi. Felicitări, domnul Gagiu Marian. Ați câștigat și dumneavoastră partidă gratuită pe Marian Gagiu Pepsi. Hai Dinamo, nu? Dinamo visul vostru. Chestia e că degeaba austrici. Da. Mai, ce mai? A câștigat și el o partidă gratuită pe Balta Boten 2. Bun. Cheșera, Lis. Moldeni Grădici. Moldeni Grădici. Băi, Balta asta e... Pe cât e de mare, pe atât e de frumoasă. Bă, n-ai cum să nu iubești. Da? Bagă oamenii aia pește acolo și au niște corlei de teni. Am plecat de și nebunia mea. Și dar nu că mi-e nebunia mea. Ten. Tu ai ce cu teni. Eu n-am pretenții la mine. Pește să fie. Pește să fie. Am plecat vreo 72 de ore fără pește, da, de acolo, da, dar mă rog, a fost o chestie, somn, șpriț, da, am plecat pe vânat. Deci după o partidă a unor prieteni de vânat, am plecat la o partidă de pescuit. Am uitat și din două dintre lansete acasă. Mă rog, asta a fost partea. Dar după, aia a fost a doua partidă acolo. Prima partidă cu succes, a doua a fost fără succes, a treia partidă a fost cu Adelin. Și bineînțeles că acum amândoi suntem cu ea, dar mai nou l-am dus și pe Costi pe baltea Boldeș-Grădiștea. Și acum deja ne încercăm să ne planificăm o ieșire pe Boldeș-Grădiștea. E una dintre bolțele care îmi plac enorm de mult, poate că se simulează foarte mult pe stilul ăsta de pescuit la beguri care îmi place mie. Cum e și Hagieștiu, cum e și, mă rog, sunt mai multe. Dar Boldeș, nu ai cum să nu. E balta aia care și dacă nu prinzi o zi, aștept să vină. Nu ai cum. E o baltă care trece și spre sălbatic, dar în același timp și amenajată foarte frumos. Dar acum e iluminată pe toate malurile. Au făcut așa standurile, am văzut pe toate pietrii și aproape pe toate pontoane, pe barieră.
la fel. Pontoane, da, pe digul. Cum s-au refăcut, erau pontoane, le-au recondiționat, să zic așa. Cine merge primul? Ok. E o bază fără limită de reținere. De, da, 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 exact. Până în 7 kg se poate reține. Da, să nu depășească 8 kg. Ceva de genul. Sau 7 kg. Au, voi ții regulament acolo. 1097 mai câștigat odată. Deci ne oferă două vouchere, 24 de ore cu reținere. 210. Cristi Moga primul. Cristi Moga. Felicitări, domnul Cristi Moga. Aveți un voucher care constă într-o partidă de pescuit de 24 de ore cu reținere pe balta Boldești-Grădiștea. Mulțumim mult administrației că s-a alăturat după Cristi, un an de dacă pauză. Dacă n-ai mai fost să spun că o să te tot duci. Da. S-a alăturat din nou proiectului nostru. Mulțumim mult administrației. Al doilea voucher merge la 1337. 1337. Am mai câștigat odată. 1118. Bogdan Ignat. Felicitări, domnul Bogdan Ignat. Și dumneavoastră ați câștigat o partidă gratuită cu reținere 24 de ore pe balta Boldești-Grădiștea. Deja aia mai e baltă, e mega lac. Da. 300 și nu știu cât de hectare sau mai mult. Avem 5 vouchere. Da, următorul voucher de la cleoshop.ro. Un voucher în valoare de 100 de ron. Puteți intra pe site-ul dumnealor. Au chestii care sunt utile și în casă, dar sunt chestii care sunt specifice și pentru pescuit, lanterne de cap și multe alte produse. Da, cleoshop.ro. Dacă vă interesează, noi ne oferă un voucher în valoare de 100 de ron. Pe care îl câștigăm 500. Daniela Mihaela. Perfect, pentru o doamnă este perfect acest voucher. Felicitări, doamna Daniela Mihaela, nu? Da. Ok, ați câștigat un voucher de la cleoshop.ro în valoare de 100 de ron. Următoarea administrație care ne oferă două vouchere, 12 ore cu reținere, este balta la Mișu. Este o baltă micuță, foarte faină, dichisită, curată, administrată de un om care e pasionat și de pescuit. O baltă care am văzut că au populat, exemplare, dar au populat cu păstrăv în perioada rece, foarte mult păstrăv, care a reacționat foarte bine la pescari. Nu prea a fost nimeni care să mă de o partidă reușită. Mulțumim mult de tot, balta la Mișu. Două vouchere, 12 ore. Primul voucher de 12 ore merge către... 1146. Am câștigat odată. Da, Silviu, o ceam în Prahovean. Da. 1299. Cristina Crist. Crist. Felicitări, doamna Cristina Crist, ați câștigat o partidă de pescuit de 12 ore cu reținere pe balta la Mișu. Cel de-al doilea voucher pentru balta la Mișu merge 108. Puțin. Foarte. Am mai câștigat odată. 856. 856. Și deci în seara asta nu mâncăm ciorbă rece, că deja soțiile ne întreabă dacă mai avem. Dacă mai, mai avem, dacă avem mulți parteneri care ne dau multe vouchere, avem. Da, am găsit. Mihai Dumitru. Felicitări, domnul Mihai Dumitru. O partidă de pescuit de 12 ore cu reținere pe balta la Mișu. Și ultima baltă, dar nu cea din urmă, este lacul Bunge 2, un lac foarte mare. Anul ăsta și-a schimbat puțin profilul, populează în continuu, aduce pește mai mic pentru drill-uri mai dese, mai frumoase pentru pescari. Voucherele sunt cash and release. Mulțumim administrației lacului Bunge pentru cele două vouchere și pentru faptul că sunteți alături de noi de mai bine de 2 ani de zile și dumneavoastră. Primul voucher de la lacul Bunge 2 merge către 741. Voucherele sunt catch and release pentru că și profilul vălții merge spre catch and release de anul ăsta.
David, da, acum terminăm, mai avem un voucher, o să dau un scroll colegul meu, citește câștigătorii și voucherele care au fost câștigate de fiecare la final. 1293. Da, asta da, doar dacă sunteți pe canalul nostru de YouTube, membru plătitor. 370. Felicitări, Marian Gagiu, cred că te-ai luat mai mult de două partide anul trecut. Și 370. Pe Milotina 1, dar e mai la spart ceva, dacă mi-a dumine aminte. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, dacă vreți să deveniți și membru plătitor. Și ultimul voucher merge la Andrei Daniel Sărățeanu. Ok, felicitări domnul Daniel Andrei Sărățeanu pentru voucherul câștigat pe Lacul Bunge 2. A, mai avem, ăsta e primul, ok. Da. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like la acest live dacă v-a plăcut. Noi încercăm să fim cât mai relaxați. Și voucher merge la... Și vă oferim voucherele într-un mod cât mai profi și mai transparent, da? Tragerile să fie live, să puteți să le vedeți oricând. Nu avem nimic, nu știu, să dăm altfel voucherele, considerăm că e cel mai fain mod de a oferi aceste partide de pescuit primite de la partenerii noștri. A fost și el. 6, 6, 5. A fost el, de se lasă foarte greu ultimul. 1527. A fost și el. Da, Alina, știu că și tu ai câștigat foarte multe vouchere. Bravo ție. 1004. Acum vor să dea fără cine vrea să dea. Eu te dau fără că ai câștigat. Așa ceva nu se poate. Glumeam, doamna Alina Condru, știți foarte bine. Așa sunt eu mai glumit. A fost 111. A fost bun. 935. Băieții, tu fac extrageri pentru că ultimul voucher de la Bunge 2 și ăla s-a așteptat. Sunt numere extrase care deja au câștigat și atunci... Da, Florin Stoia. Nu avem ce să facem până nu ajungem la... Ultimul voucher la Florin Stoia. Ok, felicitări domnul Florin. Stoia a câștigat ultimul voucher din această seară, oferit de către Lacul Bunge 2, partidă de 12 ore, cash and release. Repetăm și pentru final, toate voucherele au valabilitate de 2 luni de zile de la data primirii, data emiterii, deci va exista dată pe el de emitere și dată de expirare. După această dată nu va mai fi primit de către administrațiile bălților. Voucherele câștigate le puteți folosi doar dumneavoastră. Va scrie pe voucher valabilitatea, va scrie durata partidei de pescuit și dacă este cu reținere, nu o să scrie nimic, dar dacă e cash and release, o să scrie pe aia cash and release. Spune formă, stai să spun voucherele și formă. Treci primile. Bata prin mobiliță, Alina Contruz, Leonard Leostato Iosif. Bata Verbil, Costin Istrate, Marius Gione. Bata Matara 2, Marius Ioniță, Viorel Stanciu. Balta Botel 1, Marinela Niță, Toni Pescaru. Balta Batal 1 Afumați, Alexandra Tirică, Iulian Cazac. Balta Batal 2 Afumați, Tănase Victor, Ionu Ștefan Șindeli. Lacu Șuica, Maria Nenciu, Ionuț Popa. Balta Fundulea 2, Dorin Meloc și Alexandra Cristina. Balta la Sultan, Marian Părlea, Robert Rapi. Balta Ședința 2, Pescari Vesel, Vasile Ștefan. Kita Lake, Doru Pescaru Boizon, Balta Nouă cu Turigen, Daniela Stănescu și Doag Alexandru, Insula Crapilor, Ciochină Cătălin Ștefan și Crislu, Balta la Firel Ionuț Silvia, Balta Mică Cojești, Ioan Vicențu Cristian Costin Răzvan Chivu, Milotina 1, Lucian Ionescu Corin Meme, Milotina 2, Florin MVP Laurențu Matache, Milotina 3, Marian Luca Iulian Tilică, Lieci, Mihai Iulian Niță, Mihai Condeanu, Drăguiești Sat, Vili Cătă, Florin Flo, Drăguiești BGS, Cristina Bojan, Adriana Fieraru, Chiroiu 2, Paul și George, nu zic al doilea meu, Balta Sinești 1, Adaleu, Dorin Ionela, Baby Mara, Toys and More, Popa Moris, Alexandru, Elena Cristina, Hagiști 1, Bordușel George Alexandru Mihaete, Hagiești 2 Dragoș Găgeanu
Dan Mafiotu, Cătunești Dincă Gigi Marian Mare Senache, Botendoi Bogdan Doru Gagiu Marian Pepsi, Voldești Grădiștea Cristi Moga Bogdan Ignat, Cleo Șop Daniela Mihalache, Valta Mișu Cristina Criș Marian Mihai Dumitru și Bunget Andrei Daniel Sărățeanu și Florin Stoia. Aceștia au fost câștigătorii din această seară. Felicitări tuturor câștigătorilor, mulțumim tuturor partenerilor că sunt alături de noi lună de lună. Singurul grup autentic, bol de evitat și bol de recomandat, da? 72.000 de persoane în grup, de membri, de oameni, de prieteni, crește. Iar noi suntem singuri administratorii care oferim lunar vouchere în valoare de peste 7.000 de ron. Mulțumim tuturor pentru atenție. Fire întinse în momentul în care veți și merge. Următorul concurs începe în următoarele zile, pe 5, pe 6, da. Concursul din luna aprilie. Da, acesta a fost voucherul din luna martie. Luna martie. Da. Deci în următoarele zile pornim și celălalt concurs. Vedem ce format găsim. Da. Oricum, un câștigător. Da. Corect, așa este. Mulțumim mult de pentru atenție. Da, am obosit mă doare gura. Mă duc să fumez o țigară și mă duc acasă. Să auzim mai de bine, da? Ne auzim și ne vedem pe malul Gârlii. Seară bună. Seară bună. Fire întinse. Fire întinse la toată lumea.